Sinaienii care așteaptă o locuință în Elen nu sunt la fel de norocoși. Lucrările la cele trei blocuri din platou au fost sistate de mai bine de 3 ani, iar răspunsul de la Ministerul Dezvoltării Regionale întârzie. Autoritățile locale au făcut numeroase demersuri, dar totul a fost în zadar. Am luat legătura de foarte multe ori cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării, cu cei de la Agenția Națională de Locuințe. Tot mi-au promis că vor începe lucrările. Uite că încă n-au început nimica, iar mă uitam că de la o zi la alta se degradează, se distrug. Noi am încercat cât de cât să le consolidăm. Avem mare nevoie de acele apartamente. Eu am să-i mai las până în primăvară. Dacă nu vor continua lucrările, o să găsesc o soluție să le facem din fonduri proprii. Cele 70 de locuințe ar fi trebuit să fie gata încă din 2009, dar firma constructoare a intrat în faliment.